Um cadres? Așa, salutare dragilor, salutare tuturor! Este joi, este ora 19 și am început noi așa un maraton, un bootcamp, îi zic, zic, eu, de pentru cursul Back to You. Pentru cei care nu l-ați urmărit de la început, vă rog frumos, faceți-ne bucuria și faceți-vă bucuria vouă, în primul rând, să luați cursul de la bun început, pentru că e important să înțelegi, da, cartea să o iei de cu capitol ca să ajungi la sfârșit și să înțelegi despre ce vorbim. Astăzi, o să vorbesc despre cele cinci superputeri, super forțe pe care le avem, de care ar trebui da, să, să facem rost pentru a avea succes. Da? Le spun cele cinci forțe ascunse care îți determină succesul în afacere. Și o să încep, bineînțeles, cu un citat. Mulți oameni nu reușesc în viață nu din lipsa de capacitate, de inteligență sau chiar de curaj. Ci doar pentru că nu și-au organizat niciodată energia în jurul unui obiectiv. Este Albert Hurbart. Uh, practic, da, noi am vorbit despre energie și înțelegeți că energia este forța, da, forța creatoare. Și fie că ne place sau nu, Nenumărate evenimente și circunstanțe vor apărea în fiecare zi, în măsura în care o să-ți crește afacerea, și o să simți în acel moment că este în afara controlului tău. Da? Ce înseamnă în control? Practic lucrurile pe care noi le cunoaștem, tindem să credem că le controlăm, da? a cunoaște. Ceea ce este în afara cunoașterii noastre, aia este ceea ce ne dă bătaie de cap. Asta poate să înceapă de la tehnologia, care voi știți, dragilor, evoluează cu viteza luminii la propriu, până la curier, angajați, bancă, anafo, alți oameni, da? furnizori, multe lucruri pot să se întâmple, inclusiv uneori o să ai impresia, dragilor, că lupți cu mama natură. Da? Tunete, lipsă de curent electric, da? eu cum am, am pățit de foarte mult ori, efectiv, pică curentul, că începe să plouă. Adică multe lucruri, dar, pot să se întâmple, dar în momentul în care tu îți direcționezi timpul, energia și te focuse 100% pe ceea ce înseamnă, dar forțele ascunse din spatele a ceea ce vezi aparent, da, și se vede, practic îți ofer șansele maxime ca să mergi spre succes. În primul rând, fiecare din forțele astea sunt întotdeauna 100% sub controlul tău. Adică, practic, noi încercăm să facem delimitare dintre ceea ce poți să controlezi, ceea ce este în puterea ta și ceea ce nu este în puterea ta. Vremea de afară nu este în puterea ta. Nu pe ea ne focusăm. În schimb, ce să faci tu cu ceea ce se întâmplă în mediul tău, în momentul în care se schimbă vremea, dar tu scapără plouă și nu mai e curent electric, uite, aia este în controlul tău. Și într-a doilea rând, în timp ce fiecare din forțele astea este o superputere în sine, da? Magia, totuși, se află în sinergie. Și acum, noi, pentru că suntem cu uleiurile esențiale, știți ce înseamnă sinergia. 1 plus 1 poate să fie egal cu 10. Adică, efectul combinat este mult mai mare decât suma acelor lucruri separate. Sinergia poate să se observe nu doar în uleiurile esențiale, dragilor, ci și în munca în echipă. Da? Doi oameni separat nu pot să realizeze atât de multe lucruri că pot să realizeze împreună. Și acum să o luăm pe rând. Forța 1. Notați-vă, vă rog frumos. Să crezi în totalitate că poți să faci asta. Și aici o să vă aduc exemplul. Da. Exemplul de forță împreună. Câte flotări poți face în două mâini și câte flotări poți face într-o mână? David vrea să vină în completare cu exemplul de forță împreună. Câte flotări poți să faci într-o singură mână, în cazul meu nici una? <laughs> și câte flotări poți să faci în două mâini. Dragilor, lăsați-i pe copii să fie aproape de voi în timp ce creșteți, în timp ce faceți business. Pentru că o să vedeți că o să prindă efectiv. Da? Cum se zice că limba se învață cu laptele mamei, uite acum, da? crescând, cresc și pruncii noștri. Așa e, da? Forța, sinergia. Într-o mână poți să faci nicio flotare sau foarte puține pentru unii, cu două mâini poți să faci mult mai multe. Așa, și nu băgați mentă în ochi. A, ah, niciodată, mai ales înainte de Ok, deci, în primul rând trebuie să crezi 100% că poți să faci asta. Când vorbesc de 100% să crezi asta, asta înseamnă că efectiv înțelegi că este capacitatea ta să faci față la orice vine în fața ta, orice ce idee ai. Gândiți-vă la Thomas Edison, care la un moment dat i-a venit ideea, efectiv, să inventeze, o sursă să inventeze, să descopere, da, să inventeze un aparat prin care să descopere o lege prin care oamenii ar putea să aibă curent electric, da? Știți, Thomas Edison, de uh, Becu, în becul despre uh, Beck vorbesc acum. Efectiv el din acea necunoscută, da, din lumea eterică, din înțelepciunea lui Dumnezeu, a, a, a um, cum să cheamă accesat această informație și conștient a căutat să o transforme în realitatea fizică. El nu ar fi putut să realizeze asta dacă nu ar fi avut convingerea totală că lucrul ăsta este posibil și atunci el și-a dedicat toată energia și forța să facă această idee da, cuantificabil să o facă reală ca să poată fi realizată. Deci la nivel profund, subconștient, trebuie să crezi lucrul ăsta și să-l aduci în conștient. Trebuie să crezi că poți să transformi o idee în realitate. Da? Spre exemplu, da, puteți să, să, să vă și scrieți mantre, eu le zic, sau uh, afirmații. Totul se poate vedea. Atâta timp cât eu îmi iau angajamentul și pot să găsesc modalitatea de a transforma lucrurile, mai departe voi găsi și soluțiile da, pentru a le aduce în această realitate. Claritatea, un lucru foarte important, claritatea provine din angajament, nu din gândire. Tu poți să gândești non-stop, constant și continuu la ceea ce vrei să realizezi. Nu va deveni clar, ci pur și simplu îți va apărea ca o hartă cu nenumărate opțiuni întotdeauna la adevărata cale pentru tine, da? clar pentru tine va veni angajamentul acțiunilor. Deci totul se poate vedea, claritatea vine din angajament, nu din gândire și cheia succesului este să începi înainte de a fi gata. Vă rog frumos notați-vă asta. Nu trebuie să perfecționezi, trebuie doar să faci. Și aici există o carte fantastică, îi spune 5 second rule. Credințele sunt o forță ascunsă, extraordinar de puternică. Credința este ceea ce controlează, ce poți să vezi, să simți, să percepi. Credința controlează ceea ce faci în fiecare moment și în fiecare zi. Și nu uita că poți să alegi ce să crezi despre tine și despre planul și ideea pe care tu o ai. Credințele astea o să-ți dicteze comportamentul, iar comportamentul îți va determina destinul. Dar la momentul dat era și o imagine de asta care circula. Ai grijă ce gândești pentru că devine. Uh, uh, cre ai, ai grijă la ideile pe care le, le accepți pentru că devin credință, ai grijă la credință pentru că devin fapte, ai grijă la fapte pentru că îți devine uh, caracter, ai grijă la caracter, Da, adică comportament pentru că îți va determina destinul, ai grijă la destinul el pentru că el îți va determina deșnicia. Și acum, să trecem la acțiune. În caietul pe care voi l-ați descărcat, aveți. Câțiva pași, da? Trei pași. Unu, să crezi că totul este posibil, da? Și hai acum să scriem cei trei pași clari pentru tine care te vor susține. Și anume, și așa, poți să scrii. Credința numărul unu, trebuie să cred că și scrii ce trebuie tu să crezi ca să poți să realizezi și să ai de plină încredere că este realizabil acel lucru. Credința 2. trebuie să cred că și Credința trei, trebuie să cred că. Ne limităm la astea trei, dar cele mai importante credințe. Și gândiți-vă, dacă Mendeleev nu ar fi avut o credință neclintită că poate să reușească să facă totul logic într-un tabel să descopere această legitate, el nu ar fi visat acel tabel periodic în care a prezis inclusiv peste zeci de ani ce element va apărea, se va descoperi, unde va fi în tabelul periodic și care vor fi valențele lui uh, uh, fizice, da, chimice. Gândiți-vă la asta. El a crezut, trebuie să cred că. Și tu îți scrii acolo. De obicei, acele trebuie să cred că vor fi, de obicei, repet, în contra-scenariu, în antiteză cu ceea ce tu crezi deja, în detrimentul tău. Da? Vai nu o să pot, trebuie să cred că pot, vai nu știu, trebuie să cred că știu, va nu știu ce. Adică, de obicei, omul este mult mai capabil să vadă iadul decât să aibă creativitatea să vadă raiul. Și atunci, dacă nu reușiți să accesați raiul, efectiv, pentru primii pași, te, te uiți unde ia. ia în sensul, da, metaforic, dar și real, dragilor. Unii trebuie să ia du pe pământ și raiul pe pământ. Te uiți la ceea ce nu îți place, ceea ce eviți, ceea ce fugi și de acolo îți spui, uite, asta este direcția total opusă, inversă. Ok. Forța numărul 2. O viziune de afacere clară și convingătoare. Și acum, haideți să vă duc un exemplu simplu. Dragilor, în momentul în care să zicem, ai o idee, da? Legat de casă. Vreau o casă. Dacă tu nu ai clar planul cum să arate casa aia, ce vrei să fie și ce vrei să nu fie în casa aia, spuneți-mi, vă rog frumos, care sunt șansele care ca chiar să construiești casa aia de vis. Nu, nu prea ai cum. A, vine unul dintr-o parte, vine unul din altul, nu știu ce, nu știu care. Nu ai nicio șansă, hai să zicem așa. Va ieși ceva dacă vei merge în acea direcție, dar cu siguranță nu casa visurilor tale. Pentru că la un moment dat o să te și să zici, bă, da, asta nu-mi place aici. Sau asta la aș fi vrut să fie diferit. Deci, în momentul în care tu te gândești la o viziune clară, este cea mai puternică forță creativă. Și asta îți va da convingerea mai departe să știi să găsești și arhitectul necesar, și blemnarul, și constructorul, și fierarul, și tot ce îți mai trebuie la casa aia, vine pe parcurs, la bordul, la bordul hai să zicem, aeronavei tale sau uh, corăbiei tale, vor veni oamenii care se vor alinia cu direcția în care tu vrei să mergi. Dar asta trebuie să fie clar și convingător. Ce înseamnă convingător? Tu trebuie să ai, tu, convingerea ta trebuie să fie susținută de motivele emoționale puternice care contează și asta o să fie ceea ce te va împinge din interior. Emoția, entuziasmul de care ai nevoie ca să-ți continui cursul mai departe și să ai harta aia practică. Clar că pe parcurs examenezi, reajustezi da? și o să vezi că harta asta clară și convingătoare este un instrument excelent de recrutare. Da? Și aici, practic, când vorbesc de recrutare, sunt oamenii cu care te înconjori. Începând de la angajații, asistență da, pe care o să-i găsești, până la oamenii care vei face parteneriat. În cazul nostru, la Dotera, sunt oamenii care vin lângă tine. Unii ca și consumatori, alții ca și sharer, împărtășesc cu alții, alții ca și builder. Adică, efectiv, da măi, înțeleg chestia asta, vreau și eu să construiesc o casă, da? o ba, a, viziunei mele. Asta va fi ceea ce te va inspira să descoperi noi informații, noi resurse, în funcție de circumstanțele care vor veni spre tine. Și în momentul în care tu te aliniezi cu asta, da, și în lecția 2 am vorbit, da, ambiția pe care o ai și viziunea asupra stilului de viață, asta este foarte important, pasul de acțiune este să faci o viziune clară de afaceri și convingătoare. Cum putem să facem? Și, dragilor, vă recomand weekendul ăsta găsiți un loc liniștit. Unde vreți voi. Repet, poate fi WC-ul. Abar nu aveți câte idei, câte planuri, câte consulturi și câte lucruri eu am făcut în baie, în duș sau efectiv am închis în WC-ul, că aveam acolo liniște 10 minute și puteam să stau cu gândurile mele. Ideal dacă poți să ieși undeva în natură, balcon, nu contează, liniște. Închide telefonul, notificările, e-mail-ul, televizorul, radio, nu contează. Ai închis tot, te duci și revizuiești notițele din lecția 2, alea care le-ai completat, despre cât de mare vrei să-ți fie activitatea, afacerea da? cum îți vezi tot organizat, scrie data exactă de astăzi, da? spre exemplu, 25 ianuarie sau dacă faci asta în weekend, da? în 26-27, și folosește-ți intuiția. Intuiția eu o numesc inteligența inimii care te direcționează în visele de lungă durată. Când începi să scrii, scrii la timpul prezent, ca și cum ai scrie o intrare într-un jurnal privat, într-un ghidaj. Dacă ai printat, spre exemplu, dacă ai printat PDF-ul ăsta doar pe o parte și ai partea aia altă goală, adică liberă, știți, când printezi pe o singură, uh, printez pe o singură pagină ce altă e liberă. Poți să întorci jurnalul ăsta, PDF, care ți recomand să-l recompletezi o dată pe an, să-l întorci invers și să începi jurnalul ăsta. Și descrie cât mai multe detalii pe care le vrei despre afacerea ta, ca și cum s-ar întâmplat. Vă amintiți când v-a povestit am, când am mers prima oară în America la Barza Nobel și am luat un caiet și acolo era scris cel mai nebunesc vis pe care l ai, da? Și am scris acolo. Eu am uitat ce am scris. Dar dacă am mers în direcția aia peste nu 10 ani, peste vreo 5 ani am atins. În momentul în care eu am intrat în Dotera și am aflat de locurile de fondatori, el a fost visul meu. A fost un vis pe care eu l-am scris, pe care am perseverat și pe care am muncit și astfel eu am, cum să zic, mi-am croit stilul de viață în jurul visului pe care l-am avut clar cu o credință și o convingere interioară. Pot să încep, Da, câteva întrebări pe care o să le găsiți și în caietul ăla, dar eu aici doar o să le trec repede prin ele. Prin, prin ele. Câți bani vrei să câștigi? Aici e vorba de rank, Da, și să înțelegi impactul pe care vrei să-l ai în, uh, în dotera. De ce ai nevoie de acești bani? De ce sunt importanți? ce te vor ajuta ei să experimentezi sau să faci acum. Spre exemplu, o parte din dotera și faptul că eu am banii și pot să muncesc de unde vreau, este faptul că copiii mei sunt în homeschooling. Experiența mea de a avea copii alături, și ați văzut, David a întrerupt și a intrat aici, da, cu un ajutor legat de sinergie. Uite, asta a fost dorința profundă a inimii mele. Și eu mi-am dat seama că pentru ca să îmi realizez visele mele, am nevoie să muncesc și să am și resursele financiare te pui frumușel și te gândești care sunt sursele tale de venit acum. Da? Când spun la sursele de venit, dragilor, mai ales cei căsătoriți, puneți pe listă inclusiv cât, cât câștigă soțul sau dacă aveți un apartament pe care îl dați în chiriere, da? puneți totul acolo și vedeți exact care este venitul, lunar, anual da? și vedeți ce înseamnă pentru voi un stil de viață în stilul pe care îl aveți cu aceste finanțe pe care le câștigați și ce ar însemna pentru voi tranziția la a câștiga mai mult. Cum îți petreci timpul de lucru? Zilnic, săptămânal, lunar și anual. Da, zilnic pentru mine sunt importante consulturile, zoomurile, săptămânal să am o serie de zoomuri de informare, de educare, da, pe partea de business, pe partea de produse, lunare, ofertele pe care le fac și educare pe partea asta, anuale, jumătate de ani eu sunt în Panama, jumătate de ani sunt în România. Când sunt în România, asta înseamnă foarte multe călătorii, înseamnă multe prezentări, da, eu am un plan de stil de viață în funcție de afacerea pe care o am. Cine sunt clienții mei preferați? Cu cine îmi place să lucrez? Cum arată echipa ta? Da? Câți oameni sunt cu tine? Vizualizează-ți builderii care vin cu tine în echipă. Ce exact fac oamenii? Dacă tu vizualizezi că ai nevoie de o asistentă, care este rolul ei? Cu numat de normă, cu normă întreagă, virtual, local, ambele, da? Spre exemplu, pentru noi, oamenii care lucrează, totul este online. Ce fel de impact pozitiv are munca ta în lume? Conectați-vă profund cu asta, pentru că asta o să te ajute efectiv să, uh, her, să să aduni energie, resurse, binecuvântare, lumină, cunoștință, spune cum vrei tu de la Dumnezeu. Pentru că, practic, impactul tău în lume este cel care te va binecuvânta, nu doar pe tine, ci lumea întreagă. Ce fel de atenție, cât de mult vrei să fii văzut? vrei să fii văzut, da, ca și influencer online, vrei să mergi, cum vrei tu să mergi, cine sunt prietenii, cu cine te conectezi în mod regulat, de unde ți energia, care sunt genul, adică în jurul tău care sunt oamenii ăia care te înconjori și care este energia care vine din partea lor, cum arată spațiul tău de lucru, pentru mine parte importantă și la care eu am visat o viață, dragilor, este să am verde în jurul meu. Da? să vă dau numai o chestie. Pentru mine chestia asta este mega importantă. Inclusiv ce văd în față. Geamul ăsta mare, noi avem da, aici cinci geamuri enorme și eu e important nu să văd un perete în față. Efectiv, simt că mă închide mental. Pentru mine e important să văd ceva în față, spațiul ideal este verde, da? în cazul meu. Și, bineînțeles, visul meu a fost muntele să-l Eu vă arăt asta doar să vă încurajez, dragilor, 10 ani în urmă, Mie mi se părea nu irealizabil, absurd și arogant. Adică, băi, să ai așa pretenții de la viață. Dar asta nu m-a oprit în a munci și să zic, păi cred că se poate. Dacă văd că alții au realizat lucrul ăsta, dacă mă uit dreapta-stângă și văd că există case cu această vedere, văd că există ofisuri cu acest lucru, înseamnă că se poate. Ok, ce trebuie să fac eu să ajung acolo? Care sunt lucrurile specifice... Uh, a, înainte de asta, dragilor, puneți-vă vă rog frumos la spațiu de lucru cât de des și până unde. În dotera este mega important să înțelegi conexia cu oamenii și prezentările. Deci a, lucrul ăsta trebuie să, să, te ajută să... Eu am observat și în businessul pe care l-am avut. Făceam workshop-uri, da? cam două, trei pe an. Unul din primele lucruri pentru care oamenii ne spuneau, să mă rog, colegii de muncă, fotografi, că nu au succes, a, păi la noi nu este cererea așa de mare A, Și în comunitatea sau în orașul nostru Nu este așa cerere de mare Și întotdeauna ridicam o sprânceană și spuneam „Păi, dar tu nu ești copac Tu poți să-ți pui fundul în mașină și să te duci în altă localitate Tu poți să te duci în alt oraș Adică noi călătoream New York, Baligia, Maica Nu asta este o problemă Și uitați-vă la cât de limitat geografic gândesc cu oamenii Vreau să-mi deschid un cont Și eu sunt din, nu știu ce, Sătuc Acolo sau din oraș Cine este aici? Scopul tău este să transcenzi granițele, pentru că granițele sunt în capul tău și să știi că poți să activezi de oriunde și poți să te duci oriunde și să ai impact oriunde. Modul în care percepi granițele tale geografice, să știți că foarte mult arată din percepțiile granițelor tale mentale. Eu vă spun sincer, cu toată sinceritatea, eu încă nu înțeleg un builder sau un om care vrea să aibă succes, care se cramponează de ideea de a călători. Dragi, uitați-vă, noi am ajuns în secolul în care totul este interconectat, totul migrează, totul se, se face, da, schimbul ăsta energetic și online. Uitați-vă câți din câte țări suntem, dar și fizic asta se întâmplă. Bla, bla, car, trenul. Eu nu știu de ce, dragilor, voi românilor aveți frică de tren. Eu eram o student, care, da, studentă cu în spate și am călătorit în lung și la toată România cu trenul și cu personalul și cu toate. Diamantul am făcut cu tot felul de transport, și inclusiv la prezident și am călătorit și cu microbus, și cu bla bla car și cu toate. Dacă tu ai o problemă în a călătorie, ai o problemă cu limitările care ți le pui în capul tău. Nu trebuie să călătorești first class și să ai cel mai scump hotel. Poți să găsești un contact, să găsești o relație și să-ți miști fundul. Pentru că fiecare călătorie o să vezi că descoperă din tine și în tine moduri de a percepe lucruri la care nu te-ai gândit niciodată. Trustore. Eu n-am văzut valoarea călătoriilor. Eu vă spun ca cineva care Sergio a văzut valoarea călătorilor, cea mai n are rost să cheltui bani să te duci nu știu unde. Da? Că mai bine faci nu știu ce și nu știu care. Și după care am văzut cât de mult te expandează, sau cum să zic, da? Expandi. De, de, de câtă de flexibilitate mentală și cum ți se orizontul în momentul în care călătorești. Cu cât mai departe este punctul de călătorie, cu atât mai mult îți rălăgești orizontul și cu atât mai mare este impactul. Deci chestia asta cu călătoria, broc frumos, puneți-vă acolo, Dar Un lucru foarte important, care sunt cinci lucruri specifice pentru care ești recunoscător? Fără o inimă mulțumitare, nu ai cum să mergi înainte. O inimă mulțumitare spune că este un dar de la Dumnezeu. întreabă pe Dumnezeu zi și noapte ce să faci ca să primești acest dar. Când mă refer la dar, este răsplată. Da? Adică, gândiți-vă și voi, dragilor, Cui faci un cadou prețios? Unei persoane pe care o prețuiești. Nu? Da, să o luăm în termen. Sau cu cine? Pentru mine timpul este un dar foarte important. Cu cine îmi petrec timpul? Pentru mine asta este o, o, valoare, pardon, un limbaj de a spune ești prețios în ochii mei. E un dar prețios. Cu cât mai mult timp îți dedic, cu atât mai prețios ești. Asta este și cu inima noastră. Este un dar de la Dumnezeu, prețios. Fă tot posibilul Angajează-te să ai o inimă mulțumitoare, recunoscătoare pentru orice, da? lucrurile mici în viața ta și o să vezi cum asta o să-ți deschidă mintea spre, pentru lucruri și mai multe care să îți aducă recunoștință. Revezuiește chestia asta zilnic dacă este nevoie. Revină la ea și fii întotdeauna conectat cu claritatea și convingerea asta care va veni din interior, din drive-ul ăla, că poți să ai succes. 3. Ai și aici, dragilor, nu am cuvinte suficiente să vă transmit și să vă conving cumva să citiți cartea Atomic Habits. Forța numărul 3, mega importantă, este ritualuri zilnice de succes. Noi suntem creați din obiceiuri bune, rele, asta este altă discuție Noi suntem, se spune, 90% este pe subconștient, facem lucruri repetate 60%, între 40% și 60% din toate activitățile noastre zilnice sunt obiceiuri Începând la faptul că ai obiceiul să te speli pe dinți Până la faptul că ai obiceiul, nu știu, să iei telefonul dis de dimineață Și să începi să scroluiești, în loc să te focusezi pe ceea ce ai nevoie Și eu am păcatul ăsta, da? e, nu zic că nu, nu am greșit Pă, și de multe ori încă am această tendință. M-am trezit de dimineață și am pus să scroluiesc, da? Să văd. Nu neapărat scrolluit, Eu când intru, intru pe mesaje, da? Să văd ce s-a întâmplat, mai ales că sunt pe alt fost orar. Dar asta nu este o scuză. Obiceiul ăsta, ce face pentru mine? Da, pe de o parte, intru în priză, da, direct, să văd ce am de făcut ca după aia să văd cum îmi administrez timpul până încep zumurile. Pe de altă parte, mă defocusează la ceea ce este important pentru mine, să mă aliniez de dimineață cu obiectivele mele. Da? Deci observați obiceiurile voastre și înlocuiți obiceiurile care vedeți că nu vă slujesc cu obiceiuri sănătoase, pentru că obiceiurile zilnice sunt forța extremă și puternică, ascunsă, care îți va alimenta soarta, destinul, nu doar a business-ului tău, ci a vieții tale. Și aici e marea, marea binecuvântare și slavă lui Dumnezeu că obiceiurile sunt 100% sub controlul nostru. Dacă încă aveți problemă cu obiceiurile, 1. Cartea Tommy Habit și 2. Cartea minunată, 5 Second Rule. Regula celor 5 secunde. Cum să ajungi să-ți implementezi obiceiurile și cum să nu te duci în overthinking. Da? Practic, lucrul ăsta te va ajuta să-ți să, -ți, să -ți, uh, infiltrezi în program foarte multe obiceiuri bune și nu va mai fi loc de obiceiuri nocive. Dacă este nevoie, scoate televizorul din casă. Vorbesc foarte real. Nu ai nevoie de cablu de abonament. Noi nu avem, avem un ecran mare pe care îl mai conectăm uneori și ne mai uităm cu toată familia la un desen animat sau la un film, dar nu avem cablu. Eu să vreau să. Nu că aș avea nevoie, nu, niciodată n-am simțit nevoia de cablu să văd știri sau nu știu ce, dar chiar dacă aș vrea, eu nu am această posibilitate. Copiii, dacă ar vrea să stea să apese pe. cum se cheamă? telecomandă, așa. Să apese uh, canalele, nu există această opțiune în casa mea. Pentru că eu consider că ăsta este un obicei prost. Deci îți scoți din area ta de acoperire obiceiurile proaste. Vă dau un exemplu banal. Să zicem că te-ai apucat de dietă sănătoasă și ai un dulap plin cu dulciuri și cu snacks-uri astea nesănătoase. Cum crezi? Cât de mare va fi ispita să te duci să dai buzna în acel dulap în momentul în care ai o zi proastă, nu mai reziști, ești nervos, tremuri tot? Eu fac asta cu ciocolata. Fiecare avem păcatele noastre. Da, cel puțin mă asigur că ciocolata mea e da, peste 60%, 70%, 80%, 90%, da, de obicei peste 80% caut de cacao. Încerc să fie cât mai sănătoasă, fără aditiv, fără bla 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 bla. avem aici artezanală să face, uh, să face ciocolata. Da? Adică, obiceiurile tale sunt cele care îți vor defini viața. Nu a te duce odată la sală, va fi, face diferența, sau pătrățelele. Și faptul că te duci în fiecare zi. Asta face diferența. Deci ceea ce faci în fiecare zi, ritualurile astea zilnice, să le spunem, de succes, este cel mai important lucru pe care poți să-l faci în viața ta legat de productivitate, fericire, stare de bine, orice. Întotdeauna înlocuiești cu o alternativă vreau să realizez asta. Ok, ce pot să iau din agenda mea și să înlocuiesc cu ce lucru bun ar trebui să înlocuiesc eu pentru ca să ating ceea ce am nevoie să ating, da? Îți face efectiv. Ideal, dragilor, dacă ați putea să vă faceți să vă monitorizați timp de măcar 24 de ore în fiecare oră și minut ce faceți. Asta vă va antrena să stați într o stare de uh, observator care va ajuta fantastic de mult în relație, în administrarea emoțiilor, în controlul, da? la tot ce înseamnă manifestări energetice. Dar vreau, sirvi, acum să dar cum să-mi controlez furia sau frica, să nu știu ce. Uite asta. Un pas este să devii observator. Cel mai important, observă 24 de ore și scrieți efectiv cu punct, cu virgulă. -ă, există inclusiv o aplicație în care te duci și apeși când începe o activitate, jpa ai apăsa pe buton. Da, scrie activitatea ei, ai apăsat pe buton și în momentul în care ai terminat activitatea, stop. Și după care are următoarea activitate. Și la sfârșitul zilei, da, poți să vezi, poți să faci categorii. Uite, spre exemplu, de fiecare dată când spăl vasele sau fac mâncare, sau fac curat în casă, am categoria, da, casă sau întreținerea casei. Ori de câte ori mă am grijă de mine, că mă un, că mă uleies, să nu știu ce, înseamnă self care să zicem. Ori de câte ori studiez ceva pentru dotera sau pentru dezvoltarea personală, faci categorii. Și te uiți efectiv, inclusiv când scrolluiești, apeși butonul, scrolling, pum, și îl pui tu la ce categorie vrei. Dacă o să-ți observi obiceiurile din 24 de ore, garantat o să-ți dai seama unde ai de lucrat. Fără să-ți spun eu, fără să-ți spună soțul copiii. Cum poți să începi? Ce faci aproape în fiecare dimineață? Ce faci după amiază, în fiecare seară și îți notezi obiceiul. Analizezi lista, atenție, când faci asta, vă rog frumos, dar în Atomii se explică, nu o faceți cu scop de judecător. O faceți observator. Hmm, hai să observ câtă ciocolată mănânc pe zi. Wow! Da? Hai să observ cât scroluiesc. U, două ore s-a adunat. 5 minute acolo, 10 acolo, 20 acolo, cât mai s-au pe 7 minute și uite s-a adunat. Da? Sau orice altceva. Sau cât stau la bârfă. A? Cât stau să-mi de milă. După ce te-ai uitat pe lista aia, obiectiv, detașat, te uiți la un singur obicei. Da? M-ați auzit, spunând de câteva ori, te așezi pe marginea patului sau stai cu lista aia în față și te gândești la un singur lucru din acea listă pe care dacă l-ai schimba într-un alt obicei, ar avea cel mai mare impact în viața ta. Un singur lucru schimbat va avea cel mai mare impact în viața ta. Atenție! Ce înseamnă schimbat? S-ar putea să trebuiască să nu mai faci ceva sau să înceapă să, să încet să faci ceva. Și de obicei știți care este. E la care apare în primele 30 de secunde în capul tău și la care mintea ta urlă orice numai nu asta. Da. Ăla este de cel mai mare impact. De ce? Pentru că acolo corpul, mintea, dragilor cine știți, sunteți cu mine în zoom știți, da? din punct de vedere energetic, acolo se duce toată, to to toată energia și tot focusul și acea Partea din creier este superalimentată. Și în momentul în care tu înțelegi acolo e foarte multă energie, dar nu mă apropie de scopul pe care eu l-am, și zici, deci, ok, nu mai vreau să alimentez acele sinapse neuronale. Eu vă explic aici, e fizică pură, să înțelegeți de ce intrați în de, brilații, de fibrilații, de ce intrați. Nu voi mai vrea să alimentez partea aia din creier, începe tot corpul și creierul să facă tantrum. Orice numai nu asta. De ce? Pentru că ai alimentat foarte mult partea asta. Acolo este schimbarea. Da? Pareto. 20% aduce 80% din profit. 80% da? aduce 20% din profit. Cam asta este și cu viața noastră. Dar trebuie măcar să știi clar. Da? Ce faci și ce poți să schimb. Practic, proiectezi un nou ritual de succes. Îl faci simplu și ușor de implementat în um, kick-off România dacă nu îl aveți, cred că este pe YouTube, am vorbit despre cum să implementăm niște obiceiuri bune, da? Simplu, ușor de accesat, da, bla, 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 bla. toate sunt. În Atomic Habits aveți lucrul ăsta descris și împreună cu Five Second Rules e, da, rupe. Bun, și țineți minte, noi avem aceleași obiceiuri în fiecare zi și alea ne determină destinul și alea ne de determină viața și relațiile și totul, inclusiv obiceiuri comportamentale, obiceiuri de a vorbi sau de a percepe ne schimbăm obiceiul, adică modalitatea, și se schimbă, da, automat outcome. 4. Forța numărul 4 este flexibilitate neobosită. E foarte important să înțelegem, pentru că, practic, orice vei face în viața asta, vei avea nevoie de o doză de adaptabilitate și flexibilitate. În momentul în care am început dotera, dragilor, provocări de la premier, erau diferite de la premier la diamant, au fost diferite și de la diamant la prezident și la sunt diferite și la fiecare rank vor fi diferite provocările. Și în orice business, cu cât o să crești, cu atât vor fi alte lucruri față de care va trebui să te raportezi diferit. Și o să vezi că ce a funcționat la început, la un moment dat, nu mai funcționează acum. Dacă tu ești rigid, încăpățânat, dar așa știu eu că se face, că așa a funcționat, Cam asta se întâmplă, dragilor, și în, uh, în între generații. Lipsa de flexibilitate. Atenție, flexibilitate nu înseamnă că renunți la valorile tale și la, la um, credințele tale legate de ceea ce vrei să realizezi, ci ca și antreprenor, concentrat pe obiectivul tău, îți onorezi valorile, dar te adaptezi și ești receptiv când vine vorba de metodele pe care le vei folosi să ajungi la ceea ce vrei să ajungi. Deci sistemele, metodele se schimbă. Uitați-vă doar Facebook-ul. Din momentul în care eu am început dotera, rata de conversie a oamenilor la câți ajungi, dacă la început era 80%, acum este 2, 3, maxim 5% din followerii tăi vor vedea ce postezi tu. În cazul în care ai foarte multe comentarii și angajament din partea grupului sau prietenilor de minim 10% din toți cei care te urmăresc. De deci e, e diferit. A, au niște uh, cum se cheamă? Niște algoritm. Algoritm care se schimbă. Deci modul în care eu încerc să ajung la oameni este diferit. Dar valorile și obiectivul meu nu se schimbă. Eu vreau să ajung la oameni, vreau să am impact, vreau să fac o lume mai bună și toate lucrurile astea continuitatea este un angajament puternic de care te ții și flexibilitatea este forța care te va ajuta să te îndoi, dar să nu te rupi. De ce e important? Uh, uh, Vă dau un exemplu. În România sunt foarte mulți brazi. În momentul în care vine un vânt foarte puternic, bradul stă, el nu e flexibil. El stă, stă, stă și în momentul în care vine ceva foarte puternic, îl rupe, îl îndoaie total. Spre deosebire aici în Panama am observat palmierii ce fac. Când vine câte un vânt foarte puternic, ăștia n-au nicio treabă de așa să facă. Jă, jeb, jeb, să se îndoaie. Ei nu-și pierd rădăcinile, decât dacă vine ceva foarte puternic da? și îi sapă de la rădăcină. Dar în rest, ei stau stabil în locul care sunt, dar ei uite așa fac la vânt. Guess what? În momentul în care se termina vântul, jeb, ei sunt acolo unde au fost. Asta înseamnă flexibilitate. Vezi, percep ce se întâmplă și adaptezi în funcție de scopul și angajamentul pe care îl ai. Deci fii înțelept și vezi ce îți slujește în a te schimba pe tine în funcție de oamenii care vrei să-i atragi și care le sunt nevoile și asta s-ar putea să se schimbe de la o lună la alta, da? de la un an la altul. Mișcarea continuă spre obiectiv este foarte important. Gândiți-vă Thomas Edison, pe care vi l-am adus în exemplu. El a avut un citat și vi-l citesc. Multe din eșecurile vieții sunt oamenii care nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes la momentul când au renunțat. Gândiți-vă că Thomas Edison a avut o mie de încercări să facă un bec. El de fiecare dată a trebuit să se adapteze la noile rezultate pe care le vedea și să mai încerce o să mai încerce o să mai încerce o cu o flexibilitate neobosită. Dragilor, eu vă spun, nu știu cum voi, dar eu cred că mă lăsam bătută pe la 100. A, am făcut de ori, da? Și nu, nu se poate. Dă un col de treabă. El a continuat și a continuat până când nu a reușit. Despre asta este vorba. Mers spre obiectivul tău. Nu îți pierzi din harta ta ce vrei să obții. Nu faci compromis la valori. Da? E foarte important. Dar te adaptezi. Flexibilitate neobosită. Și aici vă rog frumos să vă faceți o scară a flexibilității. Puneți de la 1 la 10 și încearcă să, să vă uitați foarte sincer. Încearcă să te uiți sincer la tine. 1. Dacă ești foarte rigid și 2. Dacă ești foarte flexibil. Cum observi asta? Cum primești veștile de schimbare? A planului, a, 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 a orice. Când ți se dau peste cap planurile, cum le privești? Le privești cu, hm, asta e, trebuie să mă adaptez, sau, vai, gata, mi-a dat toată viața peste cap. Începând de la doTERA, începând de la evenimentele care se întâmplă, până la lucrurile care pe parcurs trebuie să te adaptezi constant și continuu. Lucrează la capacitatea ta de flexibilitate și, apropo, călătoriile și prezentările sunt un teren extraordinar de a testa flexibilitatea. Gândește-te dacă ești confortabil să ajungi într-o localitate și să nu știi cum o să ajungi în cealaltă și să găsești de pe o zi pe alta transport. Tren, bla, bla, autobuz, nu contează. Anunț pe Facebook. Știți de câte ori eu am ajuns într-o localitate în alta anunț pe Facebook? Cine se duce din orașul X în Y? Pur și simplu gândește-te la asta. Nu trebuie să o realizez. Las-o acolo, se coacă. Forța numărul 5. Dorința profundă pentru educare continuă. Pentru continuă învățare și creștere. Nu există moment în viața asta în care o să poți să te așezi și să spui le știu pe toate. Nu ai cum. Lucrurile sunt în schimbare. Lucrurile sunt în creștere. Dacă tu nu intri cu ideea profundă că vrei să crești, să înveți, să te dezvolți, nu ai cum să ai succes. Prin faptul că sunteți, că ești la acest curs Back to You, înseamnă că deja ai această dorință Extraordinar! Și nu contează cât de bun ești, nu contează cât de mult te crezi că știi, întotdeauna pune-te în poziția de învățăcel. Ce am de învățat din situațiile vieții și pentru businessul meu? Chiar dacă produsul tău și ceea ce tu oferi, da, serviciu, valoarea este incredibilă și este extraordinară, nu uita, oricum trebuie să crești. Dacă nimeni nu știe, apropo, despre ceea ce ai de oferit și nu reușești să te adaptezi, să crești, să ții pas cu ceea ce se întâmplă în jur, automat ți-ai pus cruce. Pentru că lumea merge înainte și nu o să stea să te aștepte pe tine constant și continuu crește. Da? Bineînțeles, există principii de marketing și aici o să, o să spun, dragilor, cuvântul ăsta pe mine foarte mult timp m-a speriat. În capul meu, marketingul înseamnă că încerc să-ți vând ceva. Și mi-a trebuit să mă educ să înțeleg că marketingul în sine este capacitatea de a promova ceva. Și a promova într-un mod sustenabil, din punct de vedere energetic. Dacă vorbim, vorbim de business financiar, în care eu ofer ceva și tu da, îmi oferi ceva. Să fie un schimb echitabil și corect. Există principii atemporale, da, în afara timpului. Asta este legat de clienți, de relații, ceea ce am vorbit în lecția de ieri. Da? Aia nu iese niciodată. Ăla este parte din marketingul. Marketingul l-a făcut cu compasiune, cu dedicare, cu iubire față de oameni. Și există lucruri temporale în care va trebui să te adaptezi. Deci există lucruri legate de psihologie umană, de relații interumane și există cum să implementezi toate aceste abilități și toate lucrurile bune ca să ajungi la cât mai mulți oameni. Lucrurile sunt în constantă schimbare, dar ceea ce tu vei căuta să împărtășești din inimă, în, cu experiența ta, o să-ți dai seama că societatea, familia, comunitatea, prietenii se schimbă datorită oamenilor care știu să comunice cel mai eficient și cel mai împuternicitor și cu multă compasiune. Pentru că practic dacă tu o să te duci și o să dai cu bici un oameni că așa trebuie să făcute, fără compasiune, fără iubire, nu ai șanse să se schimbi. Pentru că oamenii vor căuta să plece de la tine. Practic trebuie să înveți cum să înțelegi cel mai bine oamenii, să ai mai multă grijă de nevoile lor și să-i motivezi cel mai bine să-și atingă obiectivele lor care ei le-au pus. Uite, vreau un som mai bun, vreau sănătate mai bună, vreau relații mai bune, vreau financiar să o duc mai bine. Și trebuie să înțelegi că, până la urmă, succesul în afacere vine din contribuție. Ce faci și crezi că ceea ce faci face o diferență și contribuie în lume. Nu există strategie sau tactică miraculoasă care să înlocuiască importanța integrității și a dragostei de oameni. Nu există. Poți să ai cel mai bun marketing plan făcut de cei mai deștepți oameni din lumea asta. Integritatea. Și dragostea de oameni este fundamentală a tot ce înseamnă marketing, adică să reușești să transmiți ceea ce vrei într-un mod echitabil, sustenabil. Pune-te astăzi și gândește-te legat de, uh, uh, de creșterea. Care ar fi un pas concret pe care l-ai putea face chiar acum pentru ca să-ți menții dorința profundă? Pentru ca să înveți. Uh, cred că în Caiet aveți, uh, e, e scris și acolo, o scrisoare pe care vă recomand să o citești cu voce tare ca să consolidați lucrurile. Și repetați lucrul ăla cât de des poți. Practic, trebuie să înțelegi că afacerea de succes, profitabilă, necesită foarte multă acțiune. Da? Energie. Acțiune. Consecvență și dorință autentică de a servi și a contribuit la ceilalți, dar cel mai important, credința și angajamentul tău total. Și nivelul de dedicare pe care trebuie să-l ai este 100%. E foarte important să înțelegi că în afaceri și în viață nu există garanție. Numai Dumnezeu îți dă garanția și doar la el poți să te raportezi. Unele din ceea ce o să faci o să dea succes, altele vor avea nevoie de îmbunătățiri. Dar important este să nu te lași, să devii forța aia de neoprit a creativității și a continuității. Să ții minte că succesul depinde de evoluția ta constantă de a învăța și de flexibilitate neobosită. Singurul mod în care greșești 100% este dacă te oprești și încetezi să încerci să faci lucrurile mai bune. Nu trebuie doar să speri ca afacerea ta să funcționează, ci să știi și clar, concret cum vei merge spre succesul spre care vrei să mergi. E important să înțelegi să construiești conexiuni valoroase cu oamenii, mai ales, inspire -te de la cei care deja au realizat ceea ce vrei tu să realizezi. Să-ți pese profund de oamenii care vor veni spre tine. Să testezi, să validezi ideile, după care să le reimplementezi strategic cu fiecare pas spre ceea ce vrei să obții cu creativitate și entuziasm pe care le ai. Apropo, am ascultat și un. Uh, un video la un multimiliardar îl urmăresc, este parte din angajamentul pe care eu îl iau cu mine însă. În fiecare zi să ascult ceva de la oameni deștepți. Nu doar că au ajuns la un succes financiar, dar care simt că rezonez cu ei. Și el spunea că există un singur lucru care l au absolut toți oamenii de succes comun. Că în rest fiecare, are personalitate, caracterul și mai departe. Entuziasmul, energia cu care fac lucrurile. Țineți minte asta dacă trebuie și testează dacă trebuie și cu siguranță trebuie dacă ești dispus să lucrezi nopți, dimineți și weekenduri ca să faci ajustările la stilul tău de viață și va trebui să scoți din anumite lucruri, să sacrifici de dragul la ceea ce vrei să obții, să fii concentrat, dispus să faci ceea ce e necesar ca business businessul tău de vis să devină realitate. Notează-ți, claritatea vine din implicare, nu din gândire. Experimentează, asumă riscuri inteligente, obține informații valoroase, feedback de la oameni pe care vrei să-i slujești și din experiențele pe care ești gata să le împărtășești. Crește continuu și progresul pe care îl urmărești te va alimenta și îți va oferi încredere. Ăsta este motivul, pe care, motivul pentru care un învățător pasionat pe toată viața se angajează să meargă înainte și să nu se lase. Pentru că el este satisfăcut văzându-și cât de mult, dar văzându-și realizeze cât de mult a crescut. Și doar așa o să poți să conduci, în sensul să direcționezi o afacere rentabilă, profitabilă, adică durabilă și care să facă o diferență în viața asta. Fiecare vis mare începe cu un visător. Întotdeauna ține minte, ai puterea și te rog, lucrează-ți răbdarea și investește în pasiunea de a ajunge până la stele în lumea pe care vrei să -o, o schimbi. Asta este inspirată din Heret Tubman și mi-a plăcut foarte mult citatul ăsta. Făceți-vă temele de casă. Asta este ultima lecție. Și atenție, este doar începutul la călătoria pe care tu te angajezi să mergi. Nu de dragul altora de dragul tău, în sensul de dragul evoluției tale, a creșterii tale și a sufletului tău. Țineți minte, viața asta e scurtă. Și este doar trial version, îi spun okay. eu, cele nouă luni de sarcină pentru viața adevărată, da, îi spunem noi din împărăția cerului, viața următoare. Ceea ce faci acum, vei culege rodul în împărăția cerurilor, dar știți care va fi rodul? Sufletele la care ai ajuns și ai reușit să ai un impact. Despre asta este vorba. Și împărăția cerurilor începe aici. Tu ești cel care poți face schimbarea. În primul rând în viața ta, implementând toate astea și aducând contribuția pentru viața următoare. Doar așa se poate. Asta înseamnă și îmi place uh, un verset din Biblie, spune așa veți primi ca sfârșit al alergării voastre da? Ca la când te duci la maraton, da? La sfârșit, premiul alergării, premiul efortului, care va fi mântuirea sufletului, eliberarea de tot ceea ce nu slujește, de, de tot ceea ce nu slujește, să te apropii mai mult de Dumnezeu și să reușești să aduni cât mai mulți oameni să alerge spre lumină, spre Dumnezeu, în direcția de a face lumea mai bună. Să știți că în împărăția cerului nu vom uh, fi lipsiți de liberul arbitru. Fiecare va face ce va vrea. Dar eu am de gând să merg în continuare cu aceeași pasiune, să fac această lume un loc mai bun, cât mai multe suflete să ating, să aduc lumină și asta voi face și în împărăția cerurilor. Are you with me? Mergem împreună? Super! Mă bucur! Văd câteva degete în sus. Nu uitați de sinergie. Puterea comunității. Toți împreună putem realiza mai mult decât eu aparte, Gabriela, Cosmina, Artemisia, Oana, fetele Alexandra care vă văd aici. Asta înseamnă puterea comunității. Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Dumnezeu pentru un scop măreț, pentru a face lumea mai bună, acolo este și Dumnezeu. Ok, eu am încheiat. S-a încheiat cursul Back to You, dragilor. În weekendul ăsta, asigurați-vă, aveți, da, și mâine, ziua de vineri, nu ne vedem la ora 19, aveți tot weekendul să completați totul și ne vedem la ora 21 la RenCap, unde o să vorbim despre posibilitatea Premier Club. Eu, noi, practic, am făcut asta în echipă, dar acum Dotera a decis să implementeze oficial, uh, care sunt condițiile de participare și cred că este o oportunitate fantastică să implementați tot ce ați învățat până acum, tot ce ați înțeles, da, din ce am vorbit și în Back to You și în toate celelalte cursuri și să mergem împreună înainte. Și o să anunțăm, probabil, din februarie, 3-4 februarie, o să fim în București, ne vedem, dragilor, cu mulți trebuie voi acolo și o să anunțăm, uh, da, după aia, cum ne organizăm în continuare pentru pentru creștere